Și discutăm despre acest subiect cu Laura Ștefan, expert anticorupție în cadrul Expert Forum. Bună ziua, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Doamna Ștefan, care sunt principalele modificări pe care dumneavoastră le-ați sesizat? În primul rând, dispar articolele foarte detaliate despre felul în care se organizează și se desemnează polițiștii în cadrul poliției judiciare. Trebuie să vă spun că a fost un lung proces acesta prin care parchetele au dobândit dreptul de a avea polițiști judiciari care să lucreze cot la cot cu procurorii în dosare penale. A curs foarte multă cerneală în apărarea și în contrazicerea tezei conform căreia polițiștii de poliție judiciară ar trebui să beneficieze de oarecare independență care le este asigurată și prin faptul că procurorul general este implicat în selecția lor. Cred că este nefericită eliminarea prevederilor legale cu privire la poliția judiciară din legi. De asemenea, noile proiecte introduc o nouă filozofie în ceea ce privește răspunderea disciplinară a magistraților. Știți foarte bine că tema aceasta a fost una centrală în rapoartele de evaluare ale MCV, ale Comisiei Europene, și o temă importantă și în evaluările făcute de Comisia de la Veneția. Nu doar că inspecția judiciară pierde din independența sa financiară, devenind din ordonator principal de credite ordonator terțiar de credite, dar cu privire la acțiunea disciplinară apar doi mari noi jucători, și anume procurorul general și președintele Înaltei Curți. Dacă privim la reglementările care sunt propuse în acest moment de către guvern, observăm că rolul celor doi jucători, procurorul general și președintele Înaltei Curți, este unul decisiv, în sensul în care chiar dacă inspecția judiciară recomandă clasarea dosarului împotriva judecătorului X sau a procurorului Y, cei doi noi actori pot merge mai departe în procedură și chiar au dreptul să atace deciziile pe care le dă Consiliul Superior al Magistraturii în cele două secții ale sale. Vorbeați dumneavoastră mai devreme, ajunge la Înalta Curte. Vorbeați mai devreme despre statutul poliției judiciare, cred că ați urmărit declarațiile ministrului Justiției Cătălin Predoiu și cu referire la poliția judiciară spunea, citez, este un compromis de moment, va exista o viitoare lege care va reglementa statutul poliției judiciare. Cum priviți această declarație? Iertați-mă, nu este un compromis. Este o înfrângere totală sistemului de justiție. Compromis ar fi fost ca aceste prevederi să rămână în vigoare în forma în care se află astăzi în vigoare și mâine, dacă se dorește modificarea lor, să se discute public și transparent o nouă lege cu privire la poliția judiciară. Asta e un compromis. Deschiderea unei discuții cu privire la poliția judiciară. Abrogarea tuturor prevederilor prin care procurorul general, de exemplu, desemnează polițiștii de poliție judiciară și îi revocă, ne aduce în situația existentă acum câteva decenii, când procurorul general nu mai are niciun fel de competență în această materie, iar poliția judiciară revine la matcă în cadrul Poliției Naționale și sub controlul Ministrului de Interne. Deci acesta nu este un compromis, aceasta este o cedare completă a poliției judiciare de către parchet, către Ministerul de Interne. Dumneavoastră ați vorbit despre efectele nocive pe care le-ar putea produce aceste modificări. Care credeți că ar putea fi repercusiunile? Eu cred că adoptarea unor legi în sine nu poate să fie nici motiv de ridicare a MCV, nici motiv de agravare a monitorizării pe MCV. Cred că trebuie să vedem ce efecte produc aceste legi odată adoptate. Așa cum desființarea SIJ în sine, vorbim despre secția care ancheta judecători și procurori, nu este o garanție că la Bruxelles Comisia Europeană va aprecia noua modalitate de desemnare a procurorilor ca fiind una bună, atâta timp cât în continuare nu vedem niciun fel de anchete cu privire la judecători și procurori, în condițiile în care anterior, înainte de a lua această competență de la DNA, DNA avea cam 10-15 condamnări definitive pe an, cu privire la magistrați, unii dintre ei chiar cu funcții foarte înalte în magistratura românească.